Bun găsit! Avem petrecere cu tematică seara aceasta în Casa Miriasa. Polițiști versus deținuți. Au început pregătirile de ceva timp, atât fetele cât și băieții s-au costumat, fie în polițiști, fie în deținut. Bine, am văzut că băieții, majoritatea, dacă nu chiar toți, sunt în niște costume de deținuți, pe care probabil le-au primit de la cei din producție, pentru că am văzut că sunt îmbrăcați la fel. Dar fetele am văzut că au ales să fie unele polițiste, altele deținute. Spre exemplu, Roxana, Inga, Adina, Gabriela și Miruna au ales să fie polițiste. Cred că și Deni, da, și Deni. Unele dintre ele s-au îmbrăcat extrem de sexy cu niște costume foarte, foarte provocatoare. Spre exemplu, am văzut-o pe Roxana și pe Inga, care sunt foarte sexy în această seară. Gabriela, de asemenea, s-a îmbrăcat cu o rochie tot de polițistă. Pe Aluca am văzut-o costumată în Va fi o petrecere interesantă. Invitat Dorian Popa, care știu că de obicei face o atmosferă foarte frumoasă. Concurenții au de jucat un rol, cred că va fi interesant, abia aștept să vedem ce va ieși. Așadar, petrecere frumoasă! Petrecerea a început și Dorian Popa, invitatul serii, a încercat să întrețină puțin atmosfera la început, până a încercat pentru că acesta are foarte puține piese în repertoriu și, după părerea mea, nu prea sunt piese de petrecere dar în fine, a cântat mai puțin și a vorbit mai mult, ca să zic așa, la un moment dat i-a dat și Mirunei microfonul pentru a-l ajuta la o piesă pe care el de fapt cânta cu Ruby în pauzele dintre piese a încercat să țină niște conversații cu fiecare dintre concurenți, în special cu cuplurile, i-a luat un pic la întrebări, ca să zic așa, le-a dat niște sfaturi, i-a întrebat pe fiecare ce îi face fericiți, a încercat de el așa să poarte niște discuții cu fiecare pe rând. Am observat că mamele erau destul de stânjenite de acest început de petrecere, întrucât și versurile de la melodiile lui nu prea sunt pe gustul lor din ce am observat și nu prea cum să fie. Mie îmi place cum sunt îmbrăcați, cum schimb concurenții și unii dintre ei arată foarte bine. Nu știu ce părere aveți despre cum sunt costumați în seara aceasta. Nu știu ce muzică va fi la petrecere mai departe. Sper să fie o petrecere frumoasă. Haideți să vorbim puțin despre petrecerea de aseară. Știți că concurenții au avut o petrecere cu tematică polițiști versus deținuți. Aceștia au fost costumați fie în polițiști, fie în deținuți, au avut niște costume foarte interesante și o recuzită în dotare. Au fost amenajate acolo un living o celulă de închisoare, un birou al poliției, au avut pistoale, cătușe, diverse alte recuzite de care s-au folosit la petrecere. Majoritatea fetelor au fost îmbrăcate în polițiste și au fost foarte sexy. Mi-a plăcut de ele. Dorian Popa a fost invitatul serii, cel care a încercat să întrețină atmosfera, a stat mult de vorbă cu concurenții, le-a dat diverse sfaturi, i-a întrebat pe fiecare ce înseamnă fericirea pentru ei. După plecarea lui Dorian Popa, majoritatea concurenților au mers fie în bucătărie să mănânce, fie afară la țigară, fie doi câte doi să stea de vorbă. Bine, eu nu înțeleg treaba asta. De ce? De fiecare dată, după ce invitatul special pleacă, ei merg să mănânce la o oră așa de târzie. Spre exemplu, și seara era în jur de ora 11 și am văzut că Valentin, Gabriela, Miruna, Cosmin, cine mai era, Raluca cu Alex au mers și și-au umplut farfurile cu mâncare și au început să mănânce, adică la ora așa de târzie, după aceea mai combină și cu diverse alte băuturi, cu sucuri, cu tot felul și se miră că li se face rău, pentru că am înțeles că unora a fost chiar și rău în seara aceasta. Adică nu înțeleg de ce nu mănâncă la o oră rezonabilă totuși și se lasă așa cu cina la ore așa de târzii. În fine... Cum ziceam, concurenții au avut niște costumații foarte interesante. Mi-au plăcut mult fetele care erau foarte sexy în costumele de polițiste. Au avut și multe recuzite în dotare, o celulă de, poliți, de deținuți, o secție de poliție cu un birou amenajat, cătușe, pistoale, diverse alte recuzite de care s-au folosit și cu care s-au distrat. Cu greu au început concurenții să se distreze, cred că nu prea le-a plăcut muzica, am văzut că a fost alternat tot timpul muzică de petrecere, manele, cu muzică de club mai house, mai diferită și nu tot timpul a fost pe gustul lor. În seara aceasta am văzut că DJ-ul a lipsit, nu știu cine s-a ocupat de muzică. Cel mai mult am văzut că s-au distrat Viorel cu Deni, Roxana, Paul... Adina, Ada au dansat foarte mult. Le-a cam plăcut rolul pe care îl jucau. Din păcate, cuplurile de pe primele locuri nu prea au fost în apele lor în această seară. Am văzut că au fost ceva discuții între Raluca și Alex. Nu știu exact care a fost problema, dar au avut discuții intense atât în bucătărie la masă, cât și în living mai apoi pe canapele. Nu știu ce au dezbătut, dacă are legătură cumva cu vizita părinților Alucăi sau ce s-a întâmplat, dar vom vedea cu siguranță în live-ul de luni. Gabriela și Valentina am văzut că au avut și ei ceva discuții, stăteau de vorbă în livingul băieților și păreau cam supărați. Nu știu exact ce s ar întâmplat, dar din ce am înțeles, ea că am fost rău Gabrielei, nu înțeleg de ce și nu înțeleg motivul a fi fost de la mâncare sau o altă cauză, pentru că din câte știu ea nu consumă alcool. Nu știu ce s-a întâmplat, tot lunii vom afla, dar e clar că nu au avut o seară prea bună. Pe Miruna și pe Cosmin nu i-am văzut certându-se de data aceasta. Sper că nici nu au făcut-o. Mi s-a părut că ei au dansat și s-au simțit bine. Inga și Andrei de asemenea au avut o seară frumoasă. Fetele la un moment dat s-au schimbat din polițist în deținut, s-au distrat, le-au cam plăcut costumele acestea. Unele dintre ele s-au jucat mult cu recuzita. Pe Inga am văzut-o că s-a schimbat la un moment dat pe Deni, pe Adina. Acestea erau la început îmbrăcate în polițiste, iar mai apoi au încercat și ele costumul de deținut. A fost o seară interesantă, nu cu atât de multă distracție precum am crezut eu, dar sunt foarte curioasă să văd ce discuții au fost și să aflăm mai multe luni în live despre ce s-a întâmplat și ce s-a discutat la petrecere.